Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș au fost solicitați în data de 13 septembrie, în jurul orei 16:45, să intervină la stingerea unui incendiu extins la două locuințe de pe strada Rahova. La intervenție s-au deplasat 4 aute speciale de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul a fost lichidat după aproximativ o oră și nu au fost înregistrate victime. Pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Călăraș au fost solicitați să intervină în data de 13 septembrie, în jurul orei 16:45, pe strada Rahova, din municipiul Călăraș, pentru a lichida un incendiu care se manifesta la nivelul la două locuințe. S-au deplasat la fața locului cu 4 autospeciale de stingere și au reușit să lichideze incendiul în aproximativ o oră. Din primele cercetări, se pare că incendiul s-a produs pe fondul unui scurt circuit electric. Acoperișurile celor două case au fost afectate puternic. Aproximativ 80% din acoperișul uneia dintre case, iar la cea de-a doua aproape în întregime. Nu au fost victime la acest incendiu. Pagubele se ridică la aproximativ 80.000 de lei. Bunurile salvate în valoare de aproximativ 100.000 de lei și, bineînțeles, locuințele învecinate, întrucât pompierii au intervenit eficient și nu au lăsat posibilitatea extinderii arderii la vecinătăți.